Salut! Facem unboxing-ul și trasez primele impresii pentru smartphone-ul HTC Desire 816. Este un smartphone cu calitate dual SIM, un smartphone pe care mulți dintre voi mi-ați cerut să-i fac review. Telefonul l-am primit la test prin intermediul unui magazin online, mobiletrend.ro. Cam așa arată cutia smartphone-ului. Pe spate avem câteva din specificațiile sale. Faptul că rulează Android cu interfața HTC Sense, vine cu un procesor Qualcomm Snapdragon 400 de tip quad-core pe ARM Cortex-A7 la 1.6 GHz. Este un telefon dual SIM, ambele SIM-uri sunt de tip nano SIM. Vine cu 1.5 GB memorie RAM, 8 GB spațiu de stocare și slot pentru microSD până la 128 GB, display de 5.5 cu rezoluție 720p, cameră principală de 13 megapixeli și cameră frontală de 5 megapixeli. Hai să vedem telefonul. O surpriză pentru mine a fost să văd că este dual SIM cu suport pentru cartele nano SIM. HTC One 8 are la fel suport pentru nano SIM. Putem spune că HTC într-un fel se pregătește să treacă pe acest tip de format al carduri al SIM-urilor. În pachet, un încărcător care are nevoie de adaptor. Căști pe jack de 3.5 mm cu fir lat, nu sunt de tip in-ear, dar au fir lat, n-au fir în acela simplu. Și cablu micro USB USB 2.0 plus ceva manuale de instrucțiuni. Smartphone-ul vine într-o folie, este un fabet de 5.55. Arată destul de bine. Vine îmbrăcat într-un plastic lucios. Nu este plasticul de la HTC One X, acel policarbonat ușor mat care dea un grip bun. Gripul aici un pic mai slab, dar la partea asta de grip aș puncta marginile. Marginile sunt dintr-un alt fel de plastic, mai mat. În ce privește și elementele de cantitate, am în partea superioară jack-ul de 3.5 mm. În lateral dreapta se află slotul pentru cartelele SIM. Pentru cartelele micro SIM. Acestea două sunt cartelele micro SIM și acesta este slotul pentru microSD de până la 128 GB. Protejată de acest element din plastic. La bază se află portul micro USB. În lateral stânga, tasta pauze grea volumului, generos dimensionate. Logo-ul HTC la bază. HTC și pe spate, camera de 30 megapixeli cu LED flash, camera frontală de 5 megapixeli. Pornesc telefonul, recunosc că l-am mai pornit înainte și am făcut setările inițiale. Este un smartphone interesant pentru că și prețul său, să zic așa, este ceva mai bine dozat. Costă în jur de 1200-1300 de lei pe la unele magazine online. Și are dual SIM. Un raport pe specificații ok. Cum spuneam, Android. Imediat aflați și ce versiune. Android 4.4.2 KitKat cu HTC Sense 6.0. Ecranul cu Blinkfit ce poate fi customizat, aplicațiile preinstalate plus câteva aplicații puse de către mine, aplicațiile benchmark, jocuri. La nivel de interfață grafică, se descurcă foarte bine, că nu are lag, mi s-a părut că se mișcă excelent prin meniu. Nu ai zice că este un smartphone cu un procesor mai slab, adică nu e nicio diferență între experiența de utilizare de pe HTC Desire 816 și HTC One Max, spre exemplu. Cam atât la prima vedere legat de HTC Desire 816. Specificațiile hardware găsiți pe site gadget.ro, o galerie foto de imagini, o galerie foto, mă scuzați. Eu știu, primele impresii structurate într-un articol. Sunt Emil Dragota.
vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!